Continuăm seria de povești pentru copii, seria Zidește pe stâncă. Cum a folosit Dumnezeu nămeții și alte povestiri devoționale. Joel Bicky and Diana Klein. Un frizer își primește răsplata. Cu mulți ani în urmă, în orașul Bath din Anglia, trăia un frizer. Mult timp avusese obiceiul de a-și ține magazinul deschis duminica, dar după ce a devenit creștin, a considerat că încălca sabatul, astfel că trebuie să-și închidă frizeria duminica. Totuși, se temea să o facă. Se gândea că dacă procedează astfel, își ofensează clienții și își pierde afacerea. Frizerul s-a dus să ceară un sfat pastorului în privința aceasta. Pastorul l-a îndemnat să-și închidă magazinul în ziua de sabat și să se încreadă în Dumnezeu că va avea grijă de el. Zis și făcut, a atârnat pe ușă un afiș care menționa Duminica închis și a încercat să se încreadă în Dumnezeu că va avea grijă de el, dar s-a dovedit a fi exact așa cum se temea frizerul. Clienții săi s-au simțit ofensați pentru că el nu-i mai putea bărbieri și tunde duminica, au refuzat să mai vină la el în timpul săptămânii. A fost silit să renunțe la magazinul său modern și să deschidă un magazin într-un subsol întunecos, unde abia dacă avea suficientă activitate ca să-și procure pâinea necesară. Ei bine, ce credeți că a urmat? A dat greș promisiunea lui Dumnezeu în cazul acestui sărman bărbier? A suferit el vreo pierdere prin faptul că și-a închis magazinul în ziua de duminică de dragul Domnului Iisus? Așteptați puțin și veți vedea. Într-o sâmbătă seară, pe când se înnopta, un gentilom straniu, care tocmai ajunsese în oraș, cu trăsura a întrebat de un bărbier. Unul din birjari l-a îndreptat spre pivnița peste drum. A intrat grăbit și a cerut un bărbierit și un tuns rapid în timp ce se schimbau caii, de vreme ce avea să fie prea târziu seara când urma să ajungă la capătul călătoriei și nu îi plăcea să încalce sabatul. Lucrul acesta a mișcat simțămintele bărbierului, așa că nu se putea abține să nu plângă. L-a rugat pe străin să-i împrumute un bănuț ca să cumpere o lumânare, fiindcă nu avea suficientă lumină ca să lucreze. Gentilomul i-a dat, compătimind marea sărăcie a bietului bărbier. Când frizerul și-a terminat treaba, străinul a spus: Prietene, mi se pare că este ceva neobișnuit în trecutul tău și mi-ar plăcea să aflu, dar acum chiar trebuie să plec. Uite niște bani pentru serviciile tale. Când mă voi întoarce pe aici, mi-ar plăcea să te vizitez iarăși. Cum te numești? William Reed. Gentilomul părea șocat și a exclamat: William Reed? Ești din vestul Angliei? Da, domnule, din Kingston, de lângă Taunton. Care era numele tatălui tău? Thomas. A mai avut un frate? Da, domnule, unul după care am fost numit și eu. Dar a plecat în Indiile de Est și de vreme ce nu am mai auzit nimic de el, presupunem că a murit. Trebuie să vii cu mine, a exclamat gentilomul. Mă duc să mă întâlnesc cu o persoană care pretinde a fi William Reed din Kingston, de lângă Taunton. Dacă poți dovedi că el este un impostor și că tu ești persoana pe care o caut, am o veste uimitoare pentru tine. Unchiul tău a murit recent
și a lăsat în urmă o avere imensă pe care ți-o voi da ție, de îndată ce sunt sigur că tu ești William Reed, pe care îl caut. Bărbierul a plecat cu gentilomul. Nu a avut nicio dificultate să dovedească faptul că el era adevăratul William Reed, iar la scurt timp, marea avere a unchiului său i-a fost dată în stăpânire. Cât de uimitor! Dumnezeu a lucrat în așa fel ca să-l răsplătească pentru credincioșia sa. Când au hotărât să-și închidă magazinul duminica, a făcut-o pentru Domnul. La început, se părea că avea să sufere o mare pierdere pentru ceea ce făcuse, dar, în cele din urmă, a fost răsplătit de 100 de ori mai mult, fiindcă dacă nu și-ar fi închis magazinul duminica, nu și-ar fi pierdut clienții și dacă nu și-ar fi pierdut clienții, nu s-ar fi aflat în pivnița aceea, atât de sărac încât să fie nevoit să cerșească un bănuț pentru o lumânare. Și dacă nu s-ar fi întâmplat lucrul acesta, gentilomul, responsabil de averea unchiului său, nu ar fi descoperit cine era. Copii, iată o poveste remarcabilă. Nu vreau să credeți că Dumnezeu își răsplătește toți copiii săi cu mari sume de bani. Copiii lui Dumnezeu trebuie să-L slujească și să-L asculte din dragoste pură pentru El. Așa cum a fost acest bărbier, înainte de a deveni bogat, ei trebuie să fie dispuși să asculte de Dumnezeu, indiferent de cost. Trebuie să vă amintiți că toți copiii lui Dumnezeu pot fi cu adevărat fericiți și mulțumiți, chiar și când sunt foarte săraci, sau în mari dureri, sau într-un mare necaz. Lecția din povestirea aceasta este că noi trebuie să ascultăm de Dumnezeu chiar și atunci când lucrurile nu par să meargă bine. Dumnezeu vrea inima noastră întreagă și El este vrednic de ea. Evanghelia după Luca, capitolul 18, versetele 28 la 30. Atunci, Petru a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus le-a zis, adevărat vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casa sau nevasta sau frații sau părinții sau copiii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în veacul acesta de acum, iar în veacul viitor viața veșnică. Regretul unui capitan. Capitanul Pearson comanda o mare corabie de negoți care transporta bunuri dintr-o țară în alta. Pe când se afla într-o călătorie, a remarcat un semnal de pericol și, uitându-se prin micul său telescop, a putut identifica niște oameni pe puntea unei corăbii ce se scufunda. Să schimbăm direcția, domnule, și să-i ajutăm, a întrebat primul coleg. Nu schimbăm direcția, a răspuns capitanul Pearson. Echipajul era șocat. Când s-au apropiat de corabie, puteau auzi strigătele de ajutor și au implorat capitanul să-i ajute pe sărmanii oameni, însă el a refuzat. Nu voia să oprească să-i ajute pe oamenii care se înnecau. De ce nu a vrut să-i ajute? De obicei, capitanii și marinarii se grăbesc să-i ajute pe cei aflați nevoie. Dați-mi voie să vă spun de ce. Era vorba de iubirea lui de bani. Corabia sa era încărcată cu mărfuri foarte bune. Știa că putea câștiga mulți bani cu bunurile de pe corabia sa. Problema era că o altă corabie părăsise Anglia în aceea zi în care plecase el, ducând aceleași mărfuri. Aceasta se îndrepta spre New York, exact ca el. Dacă el ajungea primul,
își putea vinde primul mărfurile și putea câștiga mulți bani. Așadar, capitanul nu și-a schimbat cursul, a lăsat pradă în necului echipajul și pasagerii aflați pe corabia care se scufunda. Înainte de finalul călătoriei, i-a pus pe membrii echipajului să promită că nu vor spune niciodată despre corabia pe care o neglijaseră, lăsând-o să se scufunde. Capitanul s-a îmbogățit foarte mult de pe urma vânzării mărfurilor de pe vas, însă a trăit și a murit foarte nenorocit. Nu a putut uita niciodată corabia aceea care se scufunda și pe bieții oameni care s-au dus la fundul oceanului odată cu ea. Gândul la ea îl tortura ziua și urma în vise noaptea. Deținea o casă splendidă pe malul mării, dar când veneau furtunile, își aducea aminte mereu de țipătele echipajului care se neca și ale pasagerilor de pe acea corabie. Trebuie să-L rugați pe Domnul să vă dăruiască o inimă nouă. Atunci nu veți fi sclavii lucrurilor din lumea aceasta. Rugați-L pe Domnul să vă facă să-I aparțineți Lui și să vă facă folositori în slujba Sa. Slujirea păcatului și a lumii nu aduce nicio bucurie și nicio satisfacție, însă slujirea Domnului, din dragoste pentru El, vă dă pace. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Proverbele, capitolul 13, versetul 15. O minte sănătoasă câștigă bunăvoință, dar calea celor stricați este pietroasă. Întrebare. Capitanul era hotărât să facă bani, dar vă aduceți aminte de o femeie din Biblie care i-a dat lui Dumnezeu toți banii pe care i-avea? Să citim în Evanghelia după Marcu, capitolul 12, versetul 42. A venit și o văduvă săracă și a aruncat doi bănuți care fac un gologan. Întâia epistola lui Pavel către Timotei, capitolul 6, versetele 3 la 16. Dacă învață cineva pe oameni învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie, este plin de mândrie și nu știe nimic. Ba încă are boala cercetărilor fără rost și a certurilor de cuvinte, din care se nasc pisma, certurile, clevetirile, bănuielile rele, zadarnicile ciocniri de vorbe ale oamenilor stricați la minte, lipsiți de adevăr și care cred că evlavia este un izvor de câștig. Ferește-te de astfel de oameni. Negreșit, evlavia însoțită de mulțumire este un mare câștig, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei ce vor să se îmbogățească, dimpotrivă, cad în ispită, în laț și în multe pofte nesăbuite și vătămătoare, care cufundă pe oameni în prăpăd și pierzare. Căci iubirea de bani este rădăcina tuturor relelor. Și unii care au umblat după ea au rătăcit de la credință și s-au străpuns singuri cu o mulțime de chinuri. Iar tu, om al lui Dumnezeu, fugi de aceste lucruri și caută neprihănirea, evlavia, credința, dragostea, răbdarea, blândețea. Luptă-te lupta cea bună a credinței, apucă viața veșnică la care ai fost chemat și pentru care ai făcut acea frumoasă mărturisire înaintea
multor martori. Te îndemn înaintea lui Dumnezeu, care dă viață tuturor lucrurilor, și înaintea lui Hristos Iisus, care a făcut acea frumoasă mărturisire înaintea lui Pilat din Pont, să păzești porunca fără prihană și fără vină, până la arătarea Domnului nostru Iisus Hristos, care va fi făcută la vremea ei de fericitul și singurul stăpânitor, împăratul împăraților și Domnul domnilor, singurul care are nemurirea, care locuiește într-o lumină de care nu poți să te apropii, pe care niciun om nu l-a văzut, nici nu-l poate vedea, și care are cinstea și puterea veșnică. Amin. Răspunsul unui copil. Un om care se plimba odată prin parc a remarcat un băiețel care citea o carte. Ce citește acolo? A întrebat domnul respectiv. Un nou testament, domnule, a răspuns băiatul cu un zâmbet. L-am primit de ziua mea de naștere. Crezi tu că există un Dumnezeu? Da, a răspuns băiatul surprins. Știu că există un Dumnezeu. Omul voia să-l ridiculizeze pe băiețel și l-a întrebat: Dumnezeul tău e mic sau mare? După ce s-a gândit o clipă, băiatul a spus: Este amândouă. Și cum e posibil așa ceva? A râs omul. Păi, a explicat băiatul, Dumnezeu este așa de mic că poate să vină și să locuiască în inima mea rea. Totuși, El este așa de măreț că nici lumea întreagă nu-L poate cuprinde. Ce răspuns înțelept dat unui om batjocoritor! Băiatului nu era rușine să afirme că el credea în Dumnezeu. Dacă tu crezi în Dumnezeu, atunci păzești poruncile Lui și te pocăiești de păcatele tale. Nu amâna, du-te de grabă la Domnul Iisus Hristos ca să primești mântuirea. Ce ai răspunde dacă cineva te-ar întreba dacă tu crezi în Dumnezeu? Cum ți-ai putea dovedi răspunsul? Să citim în Cartea 1 Împăraților, capitolul 8, versetele 22 la 30. Solomon s-a așezat înaintea altarului Domnului, în fața întregii adunări a lui Israel, și-a întins mâinile spre cer și a zis: Doamne, Dumnezeul lui Israel, nu este Dumnezeu ca Tine nici sus în ceruri, nici jos pe pământ. Tu ții legământul și îndurarea față de robii Tăi care umblă înaintea Ta din toată inima lor. Astfel ai ținut cuvântul dat robului tău David, tatăl meu, și ce ai spus cu gura ta, împlinești în ziua aceasta cu puterea ta. Acum, Doamne, Dumnezeul lui Israel, ține făgăduința pe care ai făcut-o tatălui meu David când ai zis: Nu vei fi lipsit niciodată înaintea mea de un urmaș care să șadă pe scaunul de domnie al lui Israel, numai fiii tăi să ia seama la calea lor și să umble înaintea mea cum ai umblat tu înaintea mea. O, Dumnezeul lui Israel, împlinească-se făgăduința pe care ai făcut-o robului tău David, tatăl meu. Dar ce? Va locui oare cu adevărat Dumnezeu pe pământ? Iată că cerurile și cerurile cerurilor nu pot să te cuprindă, cu cât mai puțin casa aceasta pe care ți-am zidit-o eu. Totuși, Doamne, Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului tău și la cererea lui. Ascultă strigătul și rugăciunea pe care ți-o face astăzi robul tău. Ochii tăi să fie zi și noapte deschiși asupra casei acesteia,
asupra locului despre care ai zis, acolo va fi numele meu. Ascultă rugăciunea pe care ți-o face robul tău în locul acesta. Binevoiește și ascultă cererea robului tău și a poporului tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta. Ascultă-i din locul locuinței tale, din ceruri, ascultă-i și iartă-i. Darul unui copil. O fetiță pe nume Katie era fiica unei văduve sărace. La școala duminicală a ascultat un misionar povestind despre copiii păgâni care trăiesc în păcat și mizerie, fără să fie auzit vreodată Evanghelia. Când a vorbit despre importanța trimiterii unor Biblii la ei, Katie și-a spus, vreau să-i ajut și eu. Când a sosit acasă, i-a spus mamei ce auzise. În noaptea aceea, stând în pat, s-a gândit la copiii care nu auziseră niciodată de Domnul Iisus Hristos. Așa că, a doua zi dimineață, s-a dus la mama ei și a întrebat-o. Pet, este al meu? Da, draga mea, este, a răspuns mama. Pet era un puișor de găină, de o lună de zile, pe care Katie îl primise de la o vecină. Pet cunoștea vocea lui Katie și o urma pretutindeni. Era micuța comoară a fetiței. Mami, a început Katie, am de gând să îl dau pe micul Pet pentru misionari. Nu am nimic altceva să le dau, așa că în dimineața asta îl voi duce pastorului. Mama lui Katie a zâmbit. Ce idee bună, Katie! Îmi pare bine că îți pasă așa de mult de ceea ce ți-a povestit misionarul. Katie s-a dus afară ca să-i dea lui Pet ultimul mic dejun. Și în timp ce firimiturile îi cădeau din mânuță, ochii i s-au umplut de lacrimi. Dar a luat un coș, a pus o pânză moale în el și l-a așezat acolo pe micul Pet. Când i-a spus pastorului povestea ei, lacrimile au umplut și ochii bărbatului. Nu se putea abține să nu se gândească că dacă toată congregația ar avea spiritul darnic al lui Katie, ar putea strânge o mare sumă de bani pentru misiune. Bărbatul i-a dat lui Katie niște bani pentru puiul adus, pe care ea i-a pus apoi cu solemnitate în cutia destinată misionarului de pe masa pastorului. Cu tristețe s-a întors să plece. Katie, a spus pastorul. Da, domnule, a răspuns Katie cu un tremur în glas. Nu am pe nimeni care să aibă grijă de acest puișor. Ai vrea să-l iei acasă la tine și să-l îngrijești tu pentru mine? Chipul lui Katie s-a luminat de un zâmbet fericit. Chiar așa, mi-ar plăcea foarte mult să o fac. Cu delicatețe, l-a pus pe micul Pet înapoi în coș și a mulțumit pastorului. S-a dus acasă cu inima revărsându-se de o bucurie dublă. Ce poți da tu ca să ajuți în lucrarea lui Dumnezeu? Mult mai important decât atât, ți-ai predat tu viața Domnului Iisus? Să vedem ce ne învață cartea 1 Cronici, capitolul 29, versetul 14, despre bani și despre alte lucruri pe care le dăm ca să fim de folos cauzei și oamenilor lui Dumnezeu. Căci ce sunt eu și ce este poporul meu, ca să putem să-ți aducem daruri de bunăvoie? Totul vine de la tine și din mâna ta primim ce-ți aducem. Să citim și în Evanghelia după Luca, capitolul 21, versetele 1 la 4. Iisus și-a ridicat ochii
și a văzut pe niște bogați care își aruncau darurile în vistierie. A văzut și pe o văduvă săracă aruncând acolo doi bănuți și a zis: adevărat, vă spun că această văduvă săracă a aruncat mai mult decât toți ceilalți, căci toți aceștia au aruncat la daruri din prisosul lor, dar ea a aruncat din sărăcia ei tot ce avea ca să trăiască. Epistola lui Pavel către Romani, capitolul 12, versetele 1-21. Vă îndemn, dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, să aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu. Aceasta va fi din partea voastră o slujbă duhovnicească. Să nu vă potriviți chipului veacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi binevoia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credință pe care a împărțit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare și mădularele n-au toate aceeași slujbă, tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat. Cine are darul prorociei, să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de slujba lui. Cine învață pe alții, să se țină de învățătură. Cine îmbărbătează pe alții, să se țină de îmbărbătare. Cine dă, să dea cu inimă largă. Cine cârmuiește, să cârmuiască cu râvnă. Cine face milostenie, să o facă cu bucurie. Dragostea să fie fără prefăcătorie, fie-vă groază de rău și lipiți-vă tare de bine. Iubiți-vă unii pe alții cu o dragoste frățească, în cinste fiecare să dea întâietate altuia. În sârguință fiți fără preget. Fiți plini de râvnă cu Duhul, slujiți Domnului. Bucurați-vă în nădejde, fiți răbdători în necaz, stăruiți în rugăciune. Ajutați pe sfinți când sunt în nevoie, fiți primitori de oaspeți, binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Bucurați-vă cu cei ce se bucură, plângeți cu cei ce plâng. Aveți aceleași simțăminte unii față de alții. Nu umblați după lucrurile înalte, ci rămâneți la cele smerite. Să nu vă socotiți singuri înțelepți. Nu întoarceți nimănui rău pentru rău. Urmăriți ce este bine înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putință întrucât atârnă de voi, trăiți în pace cu toți oamenii. Prea iubiților, nu vă răzbunați singuri, ci lăsați să se răzbune mânia lui Dumnezeu, căci este scris: răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Dimpotrivă, dacă îi este foame vrăjmașului tău, dă-i să mănânce, dacă îi este sete, dă-i să bea, căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbune aprinși pe capul lui. Nu te lăsa birui de rău, ci biruiește răul prin bine.